Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din seria noastră de CSGO Overwatch. Dacă mai vreți episoade de acest gen, dați și voi acolo like să facem 1000 de like-uri la acest episod. Ca de obicei, avem GetRect-ul pentru a folosi Overwatch Revealer-ul ca să vedem profilele suspecților, să vedem, nu știu, dacă are un level deosebit, dacă are skin-uri, bine, oricum skin-urile le vezi și la Overwatch. În fine, v-ați prins voi să intrăm pe profilul suspectului, practic să vedem toate profilele din acel match, să-l vedem ca pe un demo normal. Este o chestie super șmecheră, uite, putem să ne dăm seama de pe ce conturi joacă băieții de la Overwatch, eu chiar n-am nicio idee. Hai să-i dăm review, evident, aici să intrăm repede de tot în pită, să zic așa. Până acum, nu știu, au fost multe chestii dubioase, adică am dat de oameni care aveau cuțite cu Overwatch Revealer-ul ăsta, am dat de oameni care, nu știu, aveau level 200 pe Steam și jucau foarte, foarte obvious cu hack-ul. Deci chestii super interesante. Mamă, un meci pe cash. Chiar nu știu sincer dacă am mai avut meciuri pe cash. Nu știu, cel puțin în ultima vreme n-am mai avut niciun meci pe cash ca să-l văd în Overwatch, dar s-ar putea să atumai un pic pentru că am avut, mamă, cum ar fi să fie meciul meu, frate, ești nebun, volume 0.05, mamă, e prea, ba nu, 0.089. Nu, nu este meciul meu din păcate. Avem un raid checker. Hai să vedem de pe ce profil, deși cred că ăsta e de la un rank 2, o nebunie. Stai să vedem. Deci cred că beta ăsta e băiatul pe care ăsta e Don't Cry de la City. Da, ăsta ar trebui să fie Don't Cry. Ia, uite-l, mă, 150 de ore, mamă, și joacă cu rage. Eu cred că e din altă țară, nu cred că este din România. Sincer, mamă, s-a repus în Mia Khalifa, să vedem. Nu, din Brazilia, nu cred că are prieteni români. Da, nu știu ce să zic. Deci avem aici un om device. Mamă, ce nume avea, da, nu știu, cred că e din altă, adică e din altă țară 100%. Avem un om cu rage, cu, deci probabil că nu o să mai stăm probabil că nu o să mai stăm să ne batem capul prea mult, să ne dăm seama dacă are coț sau nu, așa că o să-i dau skip. Da, deci am dat de RA checker, bă băieți, care 150 de ore, deci practic Overwatch-ul cred că este un pic stricat, dar pe băiatul acesta l-am prins, așa că o să-i dăm report pentru de toate. Și hai să așteptăm următorul Overwatch, bă băieți. Mamă, bă băieți, cred că știu de ce se zice că Overwatch-ul e stricat, mă frate, că am stat vreo 10... Cred că 10 minute am stat după următorul Overwatch, deși CSGO-ul e plin de codați și ar trebui să fie plin de Overwatch-uri, efectiv să nu ai timp să faci atâtea Overwatch-uri, dar din păcate am primit Overwatch după 10 minute, bă băieți, să fac încă un Overwatch, ceea ce este foarte trist. Eu cred că Overwatch-ul gen în sine, sistemul chiar e stricat și nu știu, nu toată lumea primește Overwatch-uri sau nu știu care e faza, se trimit Overwatch-urile foarte rar. Deoarece, bă, gândiți-vă că am stat 10 minute în pana mea să mai îmi dea încă un Overwatch, este ceva super, super dubios și iar un spin booter, oarecum, deci chiar nu mă puteam aștepta la chestia asta, bă băieți. Hai să vedem ce face băiatul ăsta, Tweak. Bă, n-are nimic, e level 0, probabil și rank 2, mă rog, rank 3, mă scuzați, bă băieți. Doamne, deci după ce că stai 10 minute după un Overwatch, dai numai de spin booter. Asta este o chestie super, 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 super ciudată, mă băieți, mă, cred că o să fie. Deci, bă, voi vă dați seama câți spin booter pot să banez eu în momentul ăsta, mă, fraților. Deci, efectiv, banez spin booter peste spin booter. Of, Doamne, în fine, hai să așteptăm următorul Overwatch, probabil că încă 10 minute, o să vă spun oricum cât am așteptat după el, sperăm să așteptăm cât mai puțin. Hai că revin imediat, bă băieți. Da, bă băieți, și am primit și următorul Overwatch, a durat tot la fel de mult, tot 10 minute și chiar sunt dezamăgit de cei de la Valve pentru chestia asta, adică, băi, omule, băi, cum naiba se poate strica un sistem, ia uite, mă, dărâm microfonul să moară Jaxi, cum se poate strica un sistem ca ăsta, măi, dă-o, mă, naiba, mă, că nu-i mare lucru, la 11 reporturi, la 10 reporturi îl bagi în Overwatch pe om. Deci nu pot să înțeleg, sau chiar așa de puține Overwatch-uri, mă, nici nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg chestia asta. În fine, bă băieți, iar un meci pe cash și, nu știu, Abdalmațian îl cheamă pe om, aparent, are mut. Hai să vedem pe ce cont joacă, cont cu level 0, încă joacă, aparent, uai, de cap, mă, ce este aici, bă băieți. Cont cu 300 de ore, da, sunt, da, lol, sunt homofob, ăsta este român. Ăsta este român, da, ia să vedem umbrela, ăsta ce este, ăsta e din China, big flopa ăsta. E din Polonia și ăsta e român, cred că, nu? Bănuiesc că e român, cam 90%. Da, lubrifiant. Ok, hai să vedem, bă, băieți. Dacă are coduri băiatul ăsta sau nu, cel mai probabil are coduri. Mamă, și-a luat neghem. Bă, dar stai că noi suntem în warm-up. Stați un pic să dăm aici un skip să mergem în match. În prima rundă văd că stă AFK băiatul nostru, deci probabil își face setările la cod, își bagă un skin nou pe skin changer sau chestii de astea, n-avem de unde să știm, bă, băieți. Așa că haideți să vedem, nu știu ce face, dăm un pic de speed up, să vedem, deci stă AFK, poate și-o fi luat report. Oh, 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 mamă, dar stai că e un lag așa, stai, mă. Dați un pic, bă, băieți, scâlă, interlo, pate, 1, cred că acum ar trebui să meargă bine meciul. Da, acum merge bine, băi, văd că stă AFK, n-are nicio treabă omul meu, stă AFK, se plimbă pe hartă, probabil și-o fi luat report pentru griffing, dar nu se știe. Adică, gândiți-vă și voi, bă, băieți, la cât codați-ți pe jocul ăsta, deja, no, are aim, cred că s-ar putea să aibă aim. Eu zic că are aim, hai, da, are, cred că are un silent aim, dar bă, vezi că e super bun silent aim-ul ăsta, adică nu, what?
Mama, are Silent Hill, dar fii atent că nu îi sare ținta așa de tare, la modul că nu îi tremură. Mamă, și încearcă să ascundă omul meu cu aia, deci după ce că... Mamă, după ce care wallhack și îl rotește pe ăsta cum vrea capul lui și mai are și aimhack foarte obvious. Mamă, uite-te la el, mă. Mai încearcă să și ascundă și fii atent că acum cred că o să stea fix, că chiar e curios. O să stea și la fix. Ia, fii atent că stă să dea defuse la fix. Băi, copile, băi, te dai tu un talent la prietenii tăi să le arăți că ai coduri, mă, băiete, mă. Gata, uite acum i-a dat defuse la fix, băi omule, băi, cum ar fi să-i scape eu acum și să piardă runda, doamne, mă, ce om, mă. Vrea el să-i dea defuse la fix, mă, Kelly Schmecker, mă, doamne, chestii de-astea făceam eu la cât i-a dat. Eh, în fine, nu arată la cât timp i-a dat, hai să-i dăm următoarea rundă. Fast forwarding, hai să vedem dacă îi mai sare ținta. Bă, dar oricum, am văzut că are un legit but destul de, nu știu cum să zic, nu știu, hai să ne mai uităm acum cu MP9-le ce face. Mamă, și-a luat MP9, what? N-a avut bani sau ce a făcut? Ok, mamă, ce prefer, mamă, ce naiba, pe X2? What the fuck, se mișcă meciul, zici că pe X2, coaie. What the fuck, se mișcă meciul, zici că pe X2. Hai să vedem, bă, băieți, cum e de la asta. Deci are un legit boot super, super dubios. Dar oricum se vede că are aim boot și wallhack deja, astea sunt chestii de nediscutat. N-am făcut până acum bunny hop. What the fuck, dar de ce se mișcă în halul ăsta? Deci are movement foarte prost, nu știu ce vrea să facă. Vrea să facă pe nubu, are? Nu știu, să te gândești el că poate dacă face pe nubu la overall, își dau băieții seama că are cod sau habar n-am, nu înțeleg ce vrea să demonstreze. Uitați-vă cât de slab, băi. Adică nu, probabil nu e slab, dar nu știu ce face. Ia, hai să vedem. Na, n-are movement deloc omul meu, coaie, e praf, șefen, și acum mai sare ținta pe cap. What the fuck, man, ești super slab, bă. Ia, hai să vedem acum cum îl ia pe ăla cu scout-ul sau are... Ba, nu, are scout, da. Deci uitați-vă și voi la el, are mare wall și nu e în stare să-l folosească și mai are și ei, bă, băiatule, bă, nu e în stare, mă. Hai să vedem acum ce face la băiatul din side, îi dă un prefer de la... Ia, uite-l, coaie, ce face, băi, omule, băi, și fiind, ar fi culmea să-l ia ala de la Atero acum să-i dea mare one-tap, cum ar fi? Deși, ia uite-l, coaie, mamă, cât de pro... Mamă, l-a omorât ăla, băi! Băi, omule, mamă, coaie, și ăsta mai e, cred că, și român, nu știu dacă e român, dar e posibil să fie român. Băi, omule, băi, cum să joci în halul ăsta, mă, și să ai și aim, coaie, băi, dă-o mâna, băi, acum cred că își bagă regii, ia, fiți-am zis, bă, băieți, acum cum dă numai tapuri cu scout-ul ăsta, hai să vedem, bă, băieți, dacă dă tapuri cu scout-ul sau sal, dar nu pot să înțeleg cum pot să fie așa, slamă, băiete, mă. Băi, coaie, băgați-vă și voi cod, dacă știți un pic să mișcați, că se dă seama imediat la overwatch dacă tu ai fost Silver 2 și acum joci în Golnova cu X, se dă seama imediat, își dă oricine, orice prost își dă seama. A, stai mă, că omul s-a activat și a dat, ești nebun la cap, a început să dea wallbang-uri, acum se preface, fii atent, mă, ce șmecher. Dar e și prost. Se preface, gen, nu știu, se preface că se bucură sau nu știu ce vrea să facă el aici. S-a prefăcut un pic acolo, a dat din țintă, s-a prefăcut că se bucură, că a dat wallbang-uri, deși acum la fel. Hai mă, du-te mă de aici, mă, că nu păcălești tu pe nimeni, bossule, ia. Hai să văd cum le-aș păsa. Uite, uite cum îl rupește prin perete, băi, du-te mă de aici, mă. Na, i-a dat mare fire ăla, dar o să oricum cred că o să-l omoare. Dacă îi dă acum wallbang, îl omoară. Hai mă, bossule, dă-i wallbang, îl omori. Mamă, dacă îl omoară ăla de la Tero, mă cac pe mine de râs. Mă cac pe mine de râs dacă îl omoară ăla de la... Da, nu, nu mai are nicio șansă ăla de la Tero, bă, băieți, cred că aici s-a terminat. Bă, deși nu se știe că ăsta e destul de slab omul. E destul de slab băiatul ăsta, cât aș pe are, oa, ăsta are, aaa, are 100%, clar că o câștiga, clar că o câștiga, hai să-i dăm repede, cred că acum face aceeași chestie, da, face aceeași chestie. Să se laude la prietenii lui că dă defuse în ultima secundă, deci eu zic că are wall și aim, sincer, adică a dat o rundă cu wall și aim, acum nu știu de ce nu mai dă, a barnam, mă rog, a dat cu wall-ul, le-a dat orbengurile alea, dar văd că cu aim nu mai vrea să dea, să dăm, dă cu deagle-ul, cumva, un one tap, ceva de la frumos, îi tremure ținta un pic. Uite, bă, ce slab, băi, nu vine să cred. Hai mă, bossule, dă-și tu un one-tap de ăla, uimește-mă cumva, că nu pot să înțeleg ce... Deci chiar nu pot să înțeleg ce face omul ăsta, ia. Nu știu, lasă doar pe-a lui să joace. Pe ce loc e omul ăsta, mă? Pe primul loc, what the fuck? Pe și unde skill-urile alea pe care le-a făcut? Eu nu le văd, bro. Și a început din prima rundă, overwatch-ul. Ia, fent, hai să vedem. În fine, nu mai comentez nimic, hai să vedem ce face. Of, Jesus, doamne, când mă gândesc că... Ăsta s-a dat cu, cred că nici Silver 2. Chiar mă, ce rank ureau băieți? Ia stați un pic, bă, băieți, să fac eu insert. Să activăm și rank revealer-ul. Rank revealer, unde ești, mă? Competitive ranks revealer. Show competitive ranks. What the fuck, joacă la rank-uri măricele. Are legendary Eagle Master, mă. What the fuck, are legendary Eagle Master și de-abia trage. Bine, e cu hack făcut rank-ul, dar... Două bă naibă. De-abia trage omul meu, n-are nicio treabă cu joc, adică se vede pe movement că n-are nicio treabă. Trage când îi duce aim-ul ținta pe cap, dar în rest e prăjale rău de tot. Și eu joc cu codul, recunosc, bă, da, două naiba că n-am movement-ul ăsta. Uite cu aia, what the fuck, n-are nicio treabă cu jocul omul meu, mă. N-are nicio treabă cu jocul, bă, băieți. Hai să vedem ce face în continuare. Cred că acum vrea să facă aceeași schemă ca runda trecută, să se ducă să le dea wallbang-uri, dar nu știu dacă o să-i mai reușească. Ba, îi reușește, uite, vrea să dea un scop. Du-te, drecu, mă. Ce a reușit-o, păstați un pic, bă, băieți, că am mișcat un pic microfonul, mă scuzați. Du-te, mă, de aici, mă. Ia, dă un nou scop aici. A încercat un nou scop. Nu știu, mă, aim-ul ăla cred că e dat pe minim și nu știu, uite, și bunny hop. Oh, perfect, mă, bossule, lasă-mi probleme, că îți dau report și pentru bunny hop, bossule, nu-i problemă de război. Chiar nu-i problemă, bossule, de război, de ceva. Deci pentru bunny hop, frumos,
3 bife, cum zice OneFlash. I-am dat 3 bife, ia să vedem. Băi, nu l-a nimerit, nu cred. Băi, cu aia l-a de dori. Băi, nu-i stare omul ăsta de nimic, băi. Băi, nu-i stare de nimic omul ăsta și i-a dat și de mici. Dacă îi mai dădea acum un hit, îl omora. Deci dacă îi mai dădea acum una, îl omora. Mamă, de ce mi se vede mouse-ul așa? What the fuck? Romania, 3 cars of police. A, uite așa. Deci omul ăsta nu-i stare de nimic. Hai să-i dăm skip. Ce face? Trolează. Deci o să-i dăm pentru, cred că și pentru Griffin, că văgător se plimbă. O să-i dăm pentru de toate. Deci 4 bife îi dăm la omul ăsta, frate, pentru că nu face nimic. În primul rând se plimbă toată harta. Are wall 100%, aim 100%, că am văzut în prima rundă, deși acum în ultimele runde nu și-a mai arătat aim-ul așa de tare, dar are, știu eu că are, au dat timeout, ia, poate vine un meci de HVH, băieți. Poate vine un meci de HVH, chiar sunt curios de chestia asta, hai să vedem, bă, băieți. Mai dai un wallbang, boss, mai dai, nu știu, ceva, orice, mai fă o chestie, mă, bossule. Hai să vedem cum îi dă ăla din Blodor, deși nu cred că o să-l omoare pe ăla din Blodor. Eu cred că și-a bătaie runda asta, băieți, nu știu de ce am impresia. Da, opa, opa, aaa, și-a bătaie, și-a bătaie. Du-te, drecu, mă, doamne, nu-i stare să tragă cu arma, mă, se uite la ei, dar nu-i stare să tragă în ei, mă, frate. Ok, mamă, n-am văzut capul ăla, ce ciudă mică, n-am văzut capul ăla, dar, în fine, oricum o să-i dau 4 bife, cred că. Hai să ne mai uităm un pic, deși eu cred că merită 4 bife. Uite, dă flash-uri, nici stare să dea nici flash-urile alea ca lumea, doamne, omule, ești. Opa! A, nu, a făcut caterincă. M-a speriat, am crezut că și-a băgat spin-ul, dar a făcut un pic de caterincă și el a încercat și el acolo caterinca mică, bă, băieți, ce să faci acum, n-ai ce să faci. Hai, chiar curios cum se bate cu ăștia din side. Dacă își arată aim, uite, i-a dat mare backtrack la ăla, i-a dat mare backtrack. Mamă, și-a murit! What the fuck, e cel mai slab codat din lume, frate. Cel mai slab codat, să-mi bat picioarele, n-ai cum așa ceva, n-ai cum. Mai face și Griffin, what the fuck. Bine, Griff, nu știu dacă o să-i dau, sincer că n-a făcut mare lucru, dar... Oricum, e praf rău, uite-te cu aia, are cod și îl bat ăștia de-l strică, băi, băieți, băi, nu știu ce să-și facă setări, ce naiba, joacă cu spiritec, nu pot să înțeleg. Ok, un shot cu AVP-ul care nu i-a prea reușit acolo. Hai să vedem ce face pe B. Nu-i nimeni pe B, a dat un nou scope. Deci omul se plimbă pe hartă, dintr-o parte în alta. Dă câte un nou scope în fiecare site, se duce din side în side, dar nicio treabă. Trebuia să tragă cu echipierul lui, poate-și lua și un report pentru Griffin. Știi ce zic, își lua o bifă și pentru Griffin. Deși pentru chestiile alea când a stat AFK n-o să-i dau. Nu știu, mi se pare zadar să-i dau pentru Griffin, că oricum își ia bani pentru hack-uri. Hai să vedem ce face aici, nu știu, bă, aș da și pentru Griffin cu aia. Uite ce face, n-are nicio treabă cu jocul ea. Nu dă și el un wallbang, ceva, nimic. Chiar vreau la oborașul ăsta, chiar vreau să mă uit la tot, pentru că chiar sunt curios ce face. Uite-te, mă, la el cu aia, ultimul slab în puii mei. What the fuck? Uite, mamă, și-a băgat, a avut legit anti-aim acolo. De ce a făcut capul așa? Are și legit anti-aim, oare? Dar l-are dat, nu știu, habar n-am, nici nu știu ce să zic, mă. Ăsta m-a băgat în cea mai mare dilemă aici, de bun, nu știu ce se mai zice despre el. Uite-te cât de slab joacă, măcar știe jump-ul ăsta, asta e un lucru bun pentru movement. Ah, l-a ratat și pe ăsta, ești nebun la cap, n-a avut nicio treabă omul. Bunny Hop, are, uitați ce Bunny Hop face, deși oricum e slab și Bunny Hop-ul, nu știe nici să facă un strafe la Bunny Hop ca lumea, merge drept, ține space-ul apăsat și merge drept omul meu, n-are nicio treabă. Și îi lasă pe lui să moară aparent, ia uitați mă băi, să vedem dacă ia runda asta, deși eu cred că o să o piardă, hai să vedem. Dar eu zic că o să o piardă și runda asta, nu știu, mi se pare ultimul slab, uite cu aia, uite-te la el, doamne, și acum le-a ala din dreapta, fii atent, eram sigur. Bă, băieți, are de toate, dar e foarte, foarte slab și nu e stare să joace cu ele. I-am dat de toate Griffin. Hai mă că îi dăm și pentru Griffin, bă băieți, că nu se poate aici de bun la cap omul la cât de prost juca Griffa meciul. În fine, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de CSGO Overwatch. Nu uitați să dați acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Dați acolo un subscribe la canal dacă mai vreți episoare de genul în continuare. Și mi-a mai venit un Overwatch. Bineînțeles, hai să-l facem și pe ăsta, mă băieți. Chiar sunt curios dacă dăm de un spin butter sau nu. Chiar sunt curios, mă băieți. Nu pot, uite, mi-a părut instant Overwatch-ul ăsta. Asta vreau, mă. Deci m-a bine dispus așa de tare Overwatch-ul ăsta încât o să-l facem și pe ăsta, mă băieți. M-a bine dispus în mod sensul că uite ce repede mi-a dat când văd că lucrează sistemul de Overwatch, chiar mă bucur foarte mult. N-aveți idee ce plăcere am în mine când văd că sistemul de Overwatch chiar lucrează și avem un meci pe Mirage. Holy moly fucking jolly. Ok, hai să vedem meciul ăsta de pe Mirage, deși sper să nu fie un Raychecker, sper iară să fie unul care știe cât de cât să ascundă, care să fie cât de cât bunicel. Că am dat numai decodat slab, dar eu cred că o să fie iară un spin. Ok, hai să dăm câlă interlopate, că interlopate 0, interlopate 1, ok, deși tot se mișcă un pic în lag, dar nu-i problemă. Nu este un meci pe care să-l cunosc, chiar hai să vedem, are service medal, are service medal bossul nostru, hai să vedem ce mai are pe aici, are profilul privat, am înțeles, deci nu-i român în niciun caz. Hai să vedem ce face băiatul nostru, de ce și-a luat report. Aparent pot să dau demo-ul și înapoi, din câte puteți observa, dar nu o să fac chestia asta. Nu știu dacă e de la Overwatch Revealer chestia asta sau poți să faci chestia asta și așa. Ok, a dat acolo un shot, și și-a luat rău de tot. Bă, nu știu, și-o fi luat report, nu știu de ce și-o fi luat report. Hai să vedem, poate se activează acum pe Tero, nu știu, poate a pierdut câteva runde la Tero și... Habar n-am, s-a activat sau chestia asta, nu știu, hai să vedem dacă îi dă prefer la asta. Ok.
N-a fost nu știu ce chestia asta, se duce direct pe ăla, dar ăla a tras în el de ce-l știa. Bă, nu mi se pare nimic destul de obvious la omul ăsta, dar hai totuși să ne uităm în continuare, pentru că nu se știe, poate să-și activeze hack-ul mai târziu sau habar n-am, hai să ne uităm. Ok, pe ăla nu l-a văzut sau nu știu ce s-a întâmplat, se duce, nu, nu verifică nimic omul meu, asta mi se pare cam dubios. Ba, s-ar putea să aibă totuși un legit anti-aim, dar să-l ascundă super bine, pentru că nu verifică nimic, se duce direct pe, uite, a dat un mic pre-fire. O să vedem, uite, ăsta e un Overwatch care îmi place, deci genurile astea de Overwatch chiar îmi plac, pentru că, uite, oamenii încearcă să ascundă, asta e ideea la seria asta, să vă arăt cum ar veni greșelile pe care le fac alții codați ca să nu le faceți și voi, știți ce zic, eu joc drecu, este cu cituri de 5 ani aproape, ești nebun la cap, de 4 ani, deja am o oarecare experiență, să zic așa, în ascunsul codurilor și vreau să vă văd și pe voi unele chestii, că na, mulți vă luați Overwatch că nu știți, după aia veniți, bă frate, mi-am luat Overwatch, nu știu ce să fac să nu mai îmi iau, hai să vedem ce face la băiatul ăsta dacă îi dă un pre-fire. Nu știu, dar putea să aibă un pic de legit, deoarece mi se pare că se mișcă ținta foarte ciudat. Bine, astea sunt chestii care nu se prea observă de ochiul jucătorului legit, adică din perspectiva unui jucător care nu joacă cu coduri, chestiile astea n-ar fi fost, nu știu ce, adică nu și-ar fi dat seama care cod. Dar mie mi se pare un pic crosshair movement-ul ăla cam ciudat un pic, s-ar putea să aibă un legit boot fără silent aim și cu un FOV, na, mai micuț așa. Dar nu știu, dacă ascunde foarte, foarte bine cheat-ul, poate s-ar putea nici măcar să nu-i dau care coduri, că nu joacă om obvious, nu le distruge meciul la oameni, uite, asta a fost, dar s-ar putea totuși să aibă un legit aim și un wallhack. Hai să vedem aici, deci nu vrea să, ok, mamă, cât de slabă a fost chestia asta, să-mi bat picioarele. Nu știu ce a vrut să fac acolo, hai să vedem dacă îi dă prefire la ăsta, bun, un prefire aici, știi, ești pe ălalt, dar, wow, și-a murit de la foc ăla, ok. Hai să vedem dacă știe pe ăsta de pe mid. Ok, îl știe pe ăsta de pe mid, dar cred că l-a văzut cum a sărit de pe short și bam, da, s-ar putea să aibă un legit anti-aim. Vă spun eu sincer că s-ar putea să aibă un legit anti-aim. Nu, doamne, legit anti-aim, auzi la mine, legit bot. Că îi se duce un pic ținta cam ciudățel așa spre capul lor. Uite, acum stăm să-și facă niște configuri un pic la hack. Vedeți, mă, băieți, ce zic? Când zic că are unul coduri. Hai să vedem, bă, băieți, dacă chiar are coduri, deși aș vrea să se activeze un pic, uite, s-a dus pe ăsta, n-a tras, n-a avut nicio treabă cu el. Nu știu, încearcă, chiar ascunde super bine, dacă ascunde, dați vedem, pe ce loc e, dacă e pe locul 2 chiar ascunde super bine. Da, măi, pe locul cu 30 de kill-uri, holy moly. Deci omul chiar ascunde super, super bine, aparent, adică 30 de kill-uri și, sincer, de-abia îmi dau eu seama dacă are hack, deși cred că are totuși. Ok, Adam are head, deși s-ar putea să aibă hack-uri, pentru că, n-am crezut că se apucă să facă bunny hop ca să-mi dau seama dacă are sau nu, dar n-a făcut bunny hop, mă, frate, mă. Băi, ce m-a dezamăgit și mai am două runde la care pot să mă uit, deci nu cred că îmi pot da seama de aici dacă are cod sau nu, dar oricum, dacă o ține așa până la finalul meciului, o să-i dau că nu are, deși s-ar putea să aibă. Hai să vedem, bă, băieți, ce se întâmplă până la final. Nu se uită. Ia să vedem dacă știe pe ăla din spate. Se duce prin smoke, am vrut să văd dacă l-așteaptă pe ăla în spate. Ia. E, vedeți, mă, wallhack-ul, bă, băieți, ați văzut, bă, băieți, că l-a știut pe ăla și s-a dat așa un pic pe lângă el, a zis să nu fie nici prea obvious, nici prea nu știu ce, că așa mai fac și eu, așa mai... Eu, uite, cu aia l-a țintit pe ăla prin window, ești nebun, prin smoke. Ok, mă, băieți, faceți niște bani hap cu spatele, deci da, s-ar putea totuși să aibă cod. Nici nu știu dacă să-i dau milă de el, sincer, pentru că omul chiar știe să ascundă, adică omul știe că joacă cu hack, știe că nu trebuie să dea obvious. Și poate să câștige meciul, asta e super tare, are 30 de kill-uri, 32, mamă, nu pot să dau tab dacă am să activat asta un pic. 32 de kill-uri are, da, deci joacă super bine, hai să vedem aici legit boot-ul cum își face treaba. Nice, deci are legit boot super fain, uite, l-a știut și pe Ladina. Are un legit boot super super șmecher, nu-i sare ținta, probabil că nu are silent aim-ul activat sau ceva, probabil are aim-butul normal care îți duce ținta pe cap și îl omoară pe inamic, dar hai să vedem cum se ocupă de asta. Da, are legit boot, băieți. Cred că o să-i dau totuși, pentru că uite, aici asta cam enerva pe Elia, cam dat urât. Hai să vedem cum îi dă și la ultimul din echipa de City. Ia să vedem, ăla e pe, nici nu-mi dau seama unde dracu, la window. A, nu-i, mă, e kitchen, what the fuck, ce prost. S-a venit din window de acolo, din jungle și s-a dus kitchen, ok. Hai să vedem dacă le ia pe la urât, a plantat bomba de short și l-așteaptă aici. Hai să vedem dacă îi dă, dacă îi se duce ținta tot la fel de nașpa și aici. Mă rog, nașpa, nu-i neapărat nașpa, că un om legit nu și-ar putea da seama că ăla e aimbot. Dar, na, uite, cu ochiul decodat, imediat își dă seama care e aimbot, care nu e aimbot, sunteți nebuni. Hai să vedem dacă îi se duce ținta tot la fel de obvious. Ui, dar să nu mai după el, voi vedeți, el, uite, fan, vedeți cum se duce cu ținta după el. Deci știe exact unde îi. Și acum o să-i dea one tap. Mă rog, aproape one tap. Wow, oaie, l-a omorât ăla, nu cred. În fine, ați văzut că are aimbot, adică aimbot, doamne, și wallhack, ați văzut că are, pentru că știa unde se ducea ăla, nu știu ce, uite, acum l-așteaptă pe ăsta aici, îi dă mare head, ați văzut. Deci omul chiar are hack, dar știe să-l ascundă super bine, deși eu mi-am dat seama, nici nu știu ce să fac, să-i dau, să nu-i dau, că nu e chiar așa de nesimțit omul, adică nu dă urât, încât să...
Nu, chiar nu dă urât, chiar nu dă urât, sincer să vă spun, nu dă urât și nu i-aș dacă are cod, sincer, ia să vedem. Mama, aici s-a panicat rău de tot, n-am mai știu ce să facă, mama, au câștigat counter teroriștii. Nu știu, nu știu, chiar nu știu ce, dacă să-i dau, dacă să nu-i dau, eu sincer mi-am dat seama că are hack, pentru că, na, are comportament de codat. Uite, pe ăsta îl știe care a mers cu shift-ul, n-avea de unde să-l știe pe tipul ăla acolo. E destul de dubioasă faza aici, ia uite și pe ăla l-a văzut. Vreau să văd un cap ceva, deși legit anti-aim-ul ăsta, legit butul ăsta e super șmecher. Nu știu de ce zic legit anti-aim-ul continuu, habar n-am. Uite și pe ăla de, din baza fecal știa. Mi se pare destul de bun legit butul ăsta. Deci nu știu, chiar nu știu ce să fac, să-i dau report, să nu-i dau. L-a auzit pe la stairs, i-a dat mare prefire aici și nu-i stare să-l omoare. Dar i-a dat cuțit cu echipierul lui. Bă, nu știu, mă, mai ce zice, să-i dau, să-i dau, că are hex, să nu-i dau, să nu-i dau, nici nu știu ce să fac, să mă jur. Și chiar nu știu ce să fac, chiar nu știu ce decizie să iau. Bă, fiți atenți aici, bă, băieți. Eu o să îmi dau părerea mea aici, da? O să-i dau ca are cod. Și dacă aici puteți să-mi spuneți cum considerați voi că e mai bine să fac episoade, puteți să scrieți acolo în comentarii cum considerați voi că e mai bine să fac în episoade. Dacă omul chiar știe să ascundă hack-ul, să-i dau că nu are sau să-i dau? Eu momentan o să-i dau că are, pentru că are și wall și aim. Dar dacă vouă nu vă convine așa, sau uite, pot să dau postpone judgment. Da, dar nu prea aș vrea, că după aia nu mai îmi două vorociuri așa de des, puii mei. Nici chiar nu știu, deci chiar nici nu știu, mă, băieți. Să-mi iau decizia asta, hai mă că mi-au decizia asta, bă, băieți. O să spuneți voi în comentarii submit verdict. Îmi spuneți voi în comentarii dacă am luat decizia bună sau nu. Și dacă vreți de acum încolo, dacă omul știe să ascundă și are un legit but, ca lumea să-i dau sau să-i dau report. În fine, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Dați un subscribe dacă mai vreți episodul în continuare. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!